Elida Toma pentru Stil de Succes. Astăzi a venit împreună cu Ana Maria. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! De ce Ana Maria, care s-a pregătit de Halloween, de ce am ales-o pe ea pentru joia de astăzi? Ce ne-a am adus? Ales-o pe ea pentru că ea realizează haine purtabile, dar au ceva, haine purtabile with the twist, știi cum spunem noi. Adică mereu încearcă să se ducă în zona geometrică, mereu se îndreaptă către femei mai, cum să spun, mai non-conformiste, care îndrăznesc mai mult. Și mi s-a părut interesantă colecția ei, cu multe decupaje, cu foarte multe aplicații, cu materiale interesante ca și asocieri. Mie mi-a plăcut. Eu zic să dăm drumul la muzică, iar Ana Maria să înceapă să ne explice. Ce ne-ai adus astăzi? Cum ai selectat? Am adus ultima colecție de toamnă. E bazată pe printuri, pe culori, pe tot ceea ce se poartă în 2023. Aici avem o rochie sacou bărbătească cu umeri masculini. Are atașată partea de denim. Ideea acestui sacou vine de la sacou masculin bărbătesc cu partea de damă, teoretic și femeie și bărbat, adică puterea masculină într-o femeie. Și aplicația asta ne duce cu gândul către deconstrucție. Știi că vorbeam la un moment dat, Dani, ce înseamnă deconstructivismul ăsta în modă. De fapt, vii cu niște elemente, cu alte piese pe care în mod normal nu le-ai pune în acest context și practic creezi o astfel de ținută mai deosebită, mai specială. Aici avem o fustă de jeans. Da, și se poate purta inclusiv cu cizmă sau cu Adidas. Poți să pui, accentuează foarte mult talia. Tu ai decupat-o și practic ai aplicat-o peste această rochie sacou. Da. Ok, e și o formă prin care mai refolosim și nu ducem tot timpul cu sacul de haine. Da. Că bănuiesc că fusta asta probabil ar fi avut alt drum în viață. Avem aici pe zebra. Este o salopetă din zebră, materialul fiind neopren. Are fermoar în partea de jos pentru a fi îmbrăcată mai ușor, iar sistemul de închidere are doi năsturei în spate, tot la fel, să fie desfăcută mai ușor. Jacheta este dintr-o deconstrucție, a fost o jachetă mai lungă masculină și noi mergem foarte mult pe ideea de refolosirea hainelor și se poate purta inclusiv ca și vestă, dacă scoți mâinile prin lateral. Am înțeles, am învățat un nou cuvânt, deci soacra mea care vrea să-și refacă bucătăria, o să-i spună lui Nea Marin că vrea o deconstrucție de bucătărie, nu să spargă un perete. Am înțeles. E mai simplu. E mai simplu. Neopren, zici, merge pe vremea asta neoprenul, da, că merge. Se lasă răcoarea. Da, inclusiv vara, să știi că merge acest print, pentru că nu ți este foarte cald în el. Okay. Și ajută și pentru siluetă, pentru că are acest efect de stretching. Treci, păi, bineînțeles. Și bineînțeles că modelează frumos, da, corpul. Moda în mare parte s-a ocupat și cu minciuna de-a lungul istoriei, dar nu vreau să dezvolt. De pe vremea crinolinei puteai să ascunzi 6 purcei sub crinolină, că nu te vedea nimeni. Crinolina și corsetul, că punea frumos în valoare, practic îngusta talia prin acel volum exagerat. Îngusta ce era de îngustat și îngroșa ce era de îngroșat. Uite, aici nu poți minți cu nimic. Deci ai pus asta pe tine, gata, totul e la sinceritate. Exact. Da, la modelul acesta de rochie se pune accent foarte mult pe partea de jos, pe picioare și care pe talie. Se pune accentul pe partea de jos în sensul în care nu e. Adică se văd picioarele, dar ești îmbrăcată în partea de sus. Am înțeles. Cred că este destul de greu de îmbrăcat până nimerești toate degetele alea, îți iau un pic. Da. Dar vorba aia e pentru o ocazie, bănuiesc. Nu poți purta asta oriunde, evident. Mergem într-o zonă mai pe înțelesul meu. Avem o prietenă, e și persoană cunoscută, ce într-o grabă a plecat în alt oraș al țării, îmbrăcată într-un astfel de parpalac. Trenci. Fără nimic pe dedesubt, pentru că se ducea să facă o descindere. Era în tine. Și ne-a povestit de curând că și-a dat seama abia târziu că în aeroport uneori te mai pun să-ți dai jos și geaca, adică mai tot timpul. Nu dezvoltăm. Se poate purta și deschis, dar poți să combini cu un overall, cu o salopetă pe dedesubt și atunci poți purta acest trench și deschis. Dar noi îl recomandăm ca și rochie. Ce zic eu, ce ai înțeles tu, dar nu contează. Era vorba despre faptul că de la exterior ea era supusă modei, la interior nu era nimic, adică era la modă, dar nu era... Da.
Să mergem mai departe. Deci îi spunem trenci. Trenci, este, e anotimpul lor acum. E fix acum, că nici nu e de șubă. Exact. Dar poți să pui ceva exact pe tine. E foarte mișto perioada asta, Elida, în care mai pui și tu un sacou pe tine, nu mai umbli lăbărțat ca exact vara. Putem să ne jucăm foarte mult cu layering-ul, da? Deci da, punem mai multe straturi și se văd foarte bine. Trebuie să avem un pic grijă la combinații de culori și de texturi. Singura mea teamă este cu subiectul Răzvan, care oricum astă vară, la 84 de grade afară, avea 3 layering de ăsta. Acum cred că a trecut de 9, dacă... Mă rog, hai să vedem ce se întâmplă aici. Este un pantalon evazat, spatele fiind din piele, iar partea din față are cusături decorative cu fermoar metalic. Accentuează foarte mult talia și șoldurile, iar topul... Ne așteptam la o astfel de reacție de când am probat hainele și așteptăm comentariile acum. Nu, las pe mistrețul să comenteze că mi-a făcut creierul rățoi. Deci creierul meu acum este un rățoi care a mâncat vișine putrede. Da, mă, că ne încontin. Ci că să înțeleagă și Gabriela. A zis mistrețul că pe vremuri mă ridicam, mă luam de manechine. Păi uite unde m-a adus mistrețe să mă iau de manechine. Uite unde am adus. Se pare normal? Păi mai am eu curajul în viața asta. Nu mai greșesc în viața mea. Cel mult cai, pisici, ca astea, n-ai voi. Că de ce nu mai ridic să mă iau de manechine? Uite, ca să cumințești un pic ținuta asta, dacă vrei așa, da, o să-i pui un sacou pe umer, un sacou din ăsta structurat cu linie masculină și deja vedem o parte de abdomen, da, dar nu este foarte, foarte descoperit corpul. Dar nu cu abdomenul avem noi o problemă la această ținută. Da, sau poate să stea acasă îmbrăcat așa, e super. Uite, Ramona... Sau putem combina altfel piesele. Mamă, Ramona, dacă ai petreceri în weekend, așa să te îmbraci. Da, să iei și pămătuful ăla, că e combinația bună de culori, nicio legătură cu camerista, dar duce un pic. Dar are un aspect foarte fresh și foarte young, așa. Mie mi se pare că îi se potrivește Ramonei această ținută și cred că fiecare element din această ținută îi s-ar potrivi chiar și în alt context. Mânușile puse cu altceva, nu? Corsetul, topul la fel. Exact. Corsetul se poate purta și peste o maletă, fustița se poate combina cu altceva în partea de sus, mai îmbrăcat, cu mâneci, se pot pune inclusiv cizme. La o petrecere pe Copacabana te îmbraci așa, cu celebrele Ciuciucas, nu pot să explic ce erau Ciuciucas, de aici și melodia. Așa te duci ca dacă te iau unul la dans, să nu te deranjeze când dansezi. Că dacă e mai lungă cu o palmă, gata, te împiedici în ea. Bun, mergem mai departe sau avem manejul. Atâta ne-a adus Ana Maria? Da, avem 6 ținute, o selecție, o mică selecție din colecția ei, care merge mult spre zona geometrică, pentru că ea are legătură cu științele astea, matematică, geometrie, adică a studiat foarte mult. Te-a plăcut cartea, cum se zice. Da, da. Și aia se regăsește și în colecție aceste linii și caturi. Am înțeles. Mulțumim că ne-a adus lucruri de purtat, care pot fi văzute unele cel puțin chiar și de seară pe stradă sau la o petrecere și nu stăm în zona asta foarte nișată. Să ne vedem cu bine, mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu!